Vă invităm să urmăriți în continuare capitolul Preoția din Cartea Creștinismul și Scripturile cu subtitlul Biblia sau Datinile Strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole Cultul Icoanelor, Originea Sărbătorilor Românești, Cultul Maicii Domnului și a Sfinților, Cultul Morților și a Moaștelor, Cultul Crucii, Românii și Creștinismul, Preoția, Monahismul, Biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675. În prefața la acest capitol, autorul spune: Odată cu edictul de toleranță dat de Constantin cel Mare în anul 313, și apoi forțarea păgânilor cu ajutorul statului să treacă la creștinism acțiuni întreprinse de împărații bizantini Teodosius după anul 392 și a împăratului Justinian cel Mare după anul 527, s-a pus problema îmbunătățirii cultului. Aceasta pentru a le compensa păgânilor pierderea fastului templelor care le-au fost dărmate. Se înființează din nou funcția de slujitor al altarului. Preoții sunt îmbrăcați în costumație diferită de cea a restului credincioșilor, Lumânările, tămâia și apa lustrală păgână concretizată în apa sfințită este din nou introdusă în locașurile de cult, iar teatralismul grec este concretizat prin introducerea liturgiei. Citind Biblia, vedem că odată cu răstignirea Domnului, perdea din lăuntru a Templului se rupe de sus până jos. În felul acesta este desfințată taina altarului și a slujirii de după perdea. Dând posibilitatea oricărui credincios să devină propriul său preot, cu posibilitatea adresării directe către cel care este marele preot al mântuirii și mărturisirii noastre, Domnul nostru Isus Hristos. Cu acest prilej, în creștinism, dispare funcția de preot ca slujitor al altarului, bisericile creștine ale viacului evanghelic și apostolic fiind conduse de bătrâni care, în calitate de priveghetori, episcopi, aveau datoria păstoririi bisericilor. Cum s-a ajuns din nou la funcția de slujitor al altarului, vom vedea în cele ce urmează. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, spune Dumnezeu în Cartea Exodul, capitolul 19, versetul 6. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. 1 Petru 2,5 Unul dintre cele mai deosebite atribute sădite de Dumnezeu în om este conștiința, tribunalul lui Dumnezeu în om, ceea ce îl face pe om deosebit de toate celelalte viețuitoare. Facultatea de a face deosebire între bine și rău, între ceea ce este drept și ceea ce este nedrept, îl face pe om să ajungă la ideea de Dumnezeu. Ființa supremă, care coordonează toate lucrurile, potrivit cu planul său, în stare să chemă la judecată pe cei care încalcă voia. Romani 2, 14 și 15 Acesta este unul din cele cinci moduri prin care Dumnezeu s-a făcut descoperit oamenilor. Creator în natură, Psalmul 19 cu 1, Romani 1, 19 20, Judecător în conștiința omului, Roman 2, 14 și 15, Conducător în istorie, Psalmul 33 cu 10, Adevăr în scripturi, Psalmul 33 cu 4, Locuind printre oamenii în Hristos, Evrei 1, 1 și 2 și Coloseni 1, ,19, până la 2. Izgonit din Eden, Omul a pierdut legătura cu Dumnezeu, care venea în grădină în răcoarea zilei pentru a comunica cu făptura sa. De aici înainte, Dumnezeu devine inaccesibil omului, cu toate că omul simte nevoia unei părtășii cu creatorul său. Dar cum? Dumnezeu, când l-a creat pe om, nu i-a impus un mijlocitor. În relațiile sale cu Adam, el voia să fie direct și nemijlocit în legătură cu creatura sa. De aceea, Adam nu și-a construit locaș de rugăciune și nici nu și-a căutat un slujitor al altarului casei, pentru că la început religia era casnică. Bătrânul familiei era și preotul ei, cinstirea lui Dumnezeu fiind de factură personală. De aceea, îi vedem pe Abel și pe Cain aducând fiecare gerfa sa personal lui Dumnezeu. Pierzând legătura cu Dumnezeu, omul și-a creat divinități potrivit cu puterea sa de înțelegere, și-a făurit zei specializați în diferite domenii și ascunși sub diferite manifestări ale naturii, instituindu-se mai târziu și un cult al strămoșilor, lari sau penați. După ce lasă o perioadă pe om singur, lăsându-i se ca tribunal conștiința, Dumnezeu îi se descoperă lui Avram, un Dumnezeu care nu poate fi reprezentat de niciun sculptor sau pictor. Dumnezeu a puternic, a tot prezent, a toate știutor, un Dumnezeu care face tot ce vrea în cer și pe pământ, putând interveni oricând în viața făpturii sale. De aici înainte religia ia un alt curs. Avram are un Dumnezeu care nu este capricios, nu ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Și a arătat puterea când în mânia sa a dat potopul sau a nimicit Sodoma și Gomora nimicind colectivități întregi cu suflarea gurii sale. Dar nu o face în fiecare zi, ci în fiecare zi și-a întins mâinile spre un popor care refuza să asculte glasul său. Iar atunci când îl pedepsea, poporul cerea îndurare, Dumnezeu se întorcea din mânia sa și le dădea din nou odihnă. În schimb, păgânii și-au făurit zei după chipul și asemănarea omului, zei capricioși, instabili, care nu cereau sentimente, ci numai ritualuri sau forme. Din triada gelică putem afla concepția grecilor despre divinitate. Noi oamenii trebuie să suferim. Am vrea să potolim o divinitate care nu poate fi îmblânzită. Însuși zeul nu poate face bine celui rău. Frica de zei a creat mijlocitori, slujitori ai altarului și sfinți ocrotitori, singuri în măsură să intervină în fața zeilor în favoarea omului, a solicitantului. Alta este concepția lui Dumnezeu despre relația sa cu omul. Chiar la ieșirea din Egipt, Dumnezeu își exprimă opțiunea sa în relația cu poporul ales. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Nu unul, nu o sută, nu o mie. Toți. La început, religia era casnică, bătrânul casei fiind și preotul casei. Bătrânul casei aducea jertfele cuvenite divinității de care aparținea. Dacă patriarhii Bibliei, Avram, Isaac și Iacov, o făceau și își binecuvântau copiii înainte de a muri, și păgânul Laban, socrul lui Iacov, era un preot al casei, Rahela producând puțină încurcătură în familie, furându-le idolii. Cu timpul, înmulțindu-se populația, religia se diversifică. Pe lângă religia casei este instituită și religia cetății. Teama de zei și teama de a nu fi pe placul lor prin starea sau prezența solicitantului a dus la ideea de a se institui o categorie de oameni care să mijlocească prin jertfele și ruga lor pentru restul muritorilor. În ce privește monoteismul evreiesc este un monoteism absolut. Nu exista un cult al morților, al strămoșilor sau al eroilor. Cultul lor era un cult practicat în mijlocul naturii create de Dumnezeu, văzută în măreția ei. De aceea sufletul lor era aproape de Dumnezeu. Iacov își odihnește capul pe o piatră. Dumnezeu îi se arată. El rămâne impresionat și declară: "Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor." Geneza 28, 16 și 17 La muntele Sinai, Horeb, Dumnezeu vrea să vorbească poporului său prin viu grai. Dar poporul se îngrozește și cere lui Moise să nu le mai vorbească Dumnezeu direct, ci prin Moise, ei luându-și angajamentul de a-l asculta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului, când ziceai: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Deuteronom 18, 15 și 16. De aici înainte, preoția ia o mare amploare, iar Dumnezeu le stabilește două atribute de mare valoare. Prima, de a învăța pe popor legea, și a doua de a aduce jertfe și a mijlocii pentru popor. Pentru aceasta Dumnezeu nu le dă moștenire în Israel, sursa lor de întreținere fiind altarul. Odată instituită preoția, s-au stabilit și reguli stricte pentru preoți, cu perioade de sfințire și diferite spălări pentru a intra curat la locul de slujire din toate punctele de vedere, încălcarea acestor reguli fiind aspru pedepsite. Doi fi ai lui Aron sunt arși pe loc, pentru că au adus în cortul întâlnirii foc străin, iar împăratul Ozia, pentru îndrăzneala de a face o lucrare preoțească prin aducere de tămâie în templu, s-a umplut de lepră. Instituția preoțească deține un rol important în relația om-Dumnezeu și, cu toate că ei au fost consacrați lucrării prin ungerea cu ulei sfințit, în ființa lor tot oameni supuși greșelilor au rămas fiul lui Samuel nu mai calcă pe urmele tatălui lor. Preoții nu-și fac datoria, de aceea prorocii îi mustră aspru. Ieremia constată că prorocii prorocesc neadevăruri, iar preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Mica îi mustră pe preoți că învață poporul pentru bani, iar Ezechiel îi mustră aspru pe păstorii lui Israel, preoții, prorocii și căpetenile, pentru că ei caută folosul lor. Totuși, la evrei, încă o perioadă îndelungată, religia se practica și în cadrul familial, personal. Manoah, Gedeon, Elisei, oameni deosebiți care în momente deosebite nu au apelat la un slujitor al altarului, ci și-au adus singuri jertfa. Din cartea prorocului Ezechiel, capitolul 34, putem afla de ce Dumnezeu era supărat pe păstorii lui Israel. Acești păstori se pășteau pe ei înșiși, Mâncau grăsimea oilor, se îmbrăcau cu lâna lor, dar nu întăreau pe cele slabe, nu legau rana celei rănite. Nu aduceau înapoi pe cea rătăcită, ci le lăsau de izbeliște să rătăcească risipită pe toată fața țării. Beau apă limpede, dar tulburau apă destinată oilor. Au izbit cu coasta și cu umărul, izgonind oile slabe. De aceea Dumnezeu zice, iată, voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Și va face el însuși lucrarea pe care n-au făcut-o păstorii lui Israel și aceasta a promis că o va face prin robul său David, adică Domnul nostru Isus Hristos. Și la timpul hotărât, păstorul cel bun a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Și nu numai atât, ci l-au dat morții ca să se împlinească scripturile. Domnul Isus, odată răstignit, pământul s-a cutremurat, iar perdea din lăuntru a templului s-a rupt de sus până jos. Pentru moment nu s-a înțeles lucrarea, dar Dumnezeu a voit ca prin prigonitorul Saul să fie dezvăluită și această taină. De aceea el zice: Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdea din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată. Evrei 10, versetele 20 și 22. De aici înainte, slujba de slujitor al altarului dispare ceea ce preoții vechiului legământ n-au reușit să facă cu poporul Israel, o face bunul păstor în noul legământ, la care Petru Apostolul zice, Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești lui Dumnezeu prin Isus Hristos, 1 Petru 2,5. Iar Ioan Apostolul în insula Patmos exclamă, și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6. De aceea, creștinii veacului apostolic nu și-au mai căutat mijlocitori printre oameni și nici nu și-au clădit altare, încredințați fiind că există un mare preot care stă la dreapta Tatălui ca să mijlocească pururile pentru ei. Domnul Isus le spunea apostolilor săi că se va întoarce la Tatăl. Apostolii au început să ridice problema unui lider, cine să fie cel mai mare între ei. Pentru ca ei să înțeleagă noul fel de a lucra, Domnul Isus a ajuns până acolo ca să le spele picioarele, pentru a le arăta cât de completă trebuie să fie slujirea și până unde trebuie să ajungă un bun lucrător. Apostolii au înțeles lecția de aceea, după înălțarea Domnului la cer, nu și-au mai ales un lider, ci au lucrat în consiliu. Iar atunci când a fost convocat primul congres, adunare, lucrările nu au fost conduse de Sfântul Apostol Petru, după cum se susține că el prin vârsta sa a ajuns liderul celorlalți apostoli, ci le-a condus Iacov, fratele Domnului, iar la încheierea lucrărilor, prima circulară creștină către biserici a fost semnată de apostoli, prezbiteri și frați. Domnul Iisus tocmai pentru aceasta a venit, ca să schimbe o stare de lucruri care nu mai corespundea cu planul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel arată că Domnul Isus s-a născut dintr-o seminție care n-a slujit niciodată altarului, deci nu era de neam preoțesc. Arătând că de aici înainte preoția nu mai este ceva ereditar. Preoției vechiului legământ și cei ce o susțineau Li se conferea o poziție mai înaltă și o separație între credincioși, printre cărturari și farisei fiind și preoți. De aceea Domnul Isus este nevoit să-i mustre aspru de tot și să le spună astfel, Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă zic ei să le păziți, păziți -le. dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac ceea ce spun. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică, Rabi, Rabi, Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 7. Elita religioasă a timpului se complăcea în a umbla în filacterii late și poalele veșmintelor cu ciucuri lungi pentru a se deosebi de ceilalți și câte altele combătute de Domnul Isus. De aceea, Ernest Renan, în viața lui Isus, zice, El, Isus, a propovăduit un cult curat, o religie fără preoți și fără practici externe, toate întemeiate pe simțămintele cugetului, ale sufletului, pe intimitatea cu Dumnezeu. Niciodată nu a fost cineva mai puțin preot pe scară ierarhică ca Isus. Niciodată mai vrăjmaș al formelor care înnăbușe religia sub pretextul de a o croti. Și acum să ne întoarcem la spiritul creștinismului primar evanghelic. În ce privește locașurile de închinare, nu se poate vorbi despre o arhitectură specială sau decorațiune adecvată din cauza prigonirilor, pentru că ei știau că unde sunt adunați doi sau trei în numele Domnului Isus, El era cu ei. De aceea, pentru ei nu era important locul, ci părtășia frățească în unirea Duhului. Care era organizarea Bisericii în primele secole creștine? Noi vedem că în toate cazurile se vorbește despre prezbiteri, bătrâni, pentru că antichitatea în general și spiritul evreiesc biblic în special dădea o mare importanță instituției bătrânilor. De aceea vedem că pe lângă celelalte categorii de vrășmași ai Domnului Isus, farisei, saduchei, cărturari, vedem că erau implicați și bătrânii iudeilor care aveau un cuvânt de spus în orice domeniu Biserica creștină în prima fază nu s-a separat de societatea iudaică, de aceea Evanghelistul Luca zice că ei erau nelipsiți de la Templu cu scopul de a-l propovădui pe Hristos, ca apoi să devină o piedică în calea mântuirii neamurilor, căutând să combine creștinismul cu iudaismul. În ce privește organizarea bisericească, nu s-au abătut prea mult de organizarea sinagogii, bătrânii fiind animatorii tuturor lucrărilor. Dar colaborarea era mult lărgită în toate domeniile. Cuvântul Domnului este propovăduit, neamurile vin la pocăință. Petru, fără voia lui, intră în casa lui Corneliu, un netăiat împrejur. O parte sau cea mai mare parte a bisericii preponderent iudaice se scandalizează. Pavel și Barnaba se deplasează la Ierusalim special pentru a rezolva problema, adresându-se apostolilor și presbiterilor. Ce este de făcut? Ce se poate cere de la neamuri? să se supună prescripțiilor legii? Ce reguli li se pot impune? În acest scop este convocată o mare adunare care a ajuns la un acord, la o înțelegere de către apostoli, prezbiteri și frați care au emis și prima circulară a bisericii creștine. Deci nu patriarhi, nu mitropoliți sau episcopi, ci printre ei erau și frați care nu aveau titluri, dar erau plini de râvnă pentru Evanghelie. În momentul înființării unei biserici, apostolii rânduiau prezbiteri care să conducă treburile bisericești în continuare. Tit este lăsat în Creta, și apostolul Pavel îi amintește în epistolă rostul rămânerii sale acolo. Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Tit 1 cu 5. În ce privește ierarhiile bisericii primare, ele erau foarte slab conturate. Primii aleși erau prezbiterii bătrânii. Aceștia își asociau diaconi, slujitori, pentru treburi administrative și ajutorare, printre care și femei, ca de exemplu diaconița Fivi din portul corintean Chencrea. Iar pentru răspândirea mai eficientă a cuvântului, prezbiterii își asociau la lucrare proroci, evangeliști și învățători. Studiind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vedem că păstoria nu era o demnitate prin alegere, ci trebuia neapărat să fie o calitate înnăscută a celor ce conduceau bisericile. Sfântul Apostol Pavel, în drum spre Ierusalim, ajunge la Milet. De acolo îi cheamă pe prezbiterii din Efes într-o întâlnire de adio. Cuvântul adios, în limba latină, înseamnă a lăsa pe cineva cu Dumnezeu, în grija lui Dumnezeu și nu despărțire veșnică. Cu care prilej le spune, Luați seama, dar la voi înșivă, ca prezbiteri, și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, priveghetori, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Fapte 20 cu 28 Vedem aici o triplă demnitate și calitate cerută prezbiterilor, a fi cu luarea aminte asupra lor și asupra turmei credincioșilor, peste care i-a pus Duhul Sfânt Episcopi, priveghetori, ca să o păstorească deci păstorirea le revenea prezbiterilor. Unul dintre primii păstori numiți în biserică poate fi Petru, apostolul. La Marea Tiberiadei, Petru este reintegrat colegiului apostolic cu misiunea de a paște, păstori, mielușei, oițe și oi. Sfântul Apostol Petru s-ar fi putut mândri cu acest titlu, dar el a renunțat la aceasta, de aceea el zice că cerați ca niște oi rătăcite dar v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, adică la Hristos. Iar despre sine zice, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. 1 Petru 2 cu 25 și 5 cu 1 Arătând ce se cere de la un prezbiter felul lui de a lucra Petru spune, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu nuna care nu se poate veșteji a slavei. 1 Petru 5 cu Din cele de mai sus putem vedea că slujbele bisericești ale veacului apostolic erau foarte slab conturate, fiecare credincios simțind chemarea și datoria de a face ca lucrarea Domnului să propășească. De aceea, cei ce i-au investit și trimis în lucrare pe Barnaba și Saul din Biserica Antiohiei nu au fost nici măcar prezbiterii sau comitetul bisericii, ci câțiva proroci și învățători cărora Duhul Sfânt le-a zis să-i pună deoparte, să-i investească pe Barnaba și Saul în lucrarea menită lor. Acesta a fost veacul apostolic să vedem în continuare care au fost condițiile și efectele pe care le-au avut asupra bisericii schimbarea opiniilor în legătură cu organizarea ei. În primele trei secole ale creștinismului, fiecare credincios se considera un trimis al Domnului, dator a aduce suflete la mântuire. Dar odată cu libertatea oferită de Constantin cel Mare și a implicării statului în a-i forța pe păgâni să treacă la creștinism, lucrurile se complică. Am arătat că în viacul apostolic și o perioadă lungă după aceea, slujbele bisericești erau slab conturate, iar investirea în lucrare se făcea prin punerea mâinilor. Într-o discuție pe care am avut-o cu un preot în cancelarea școlii publice în care am predat religia și față de corpul didactic prezent, parohul comunei, care și el preda religia, mi-a spus: Pastorii bisericilor voastre, neavând mirungerea, nu au valabilitate ca slujitori bisericești. La care i-am răspuns: În viacul apostolic, prin ce se făcea consacrarea în lucrare? Prin mirungere sau prin punerea mâinilor? Și atunci am luat în discuție preoția Vechiului Testament, consacrată lucrării prin ungere cu ulei sfințit și lucrarea noului legământ, în care consacrarea în lucrare se făcea prin punerea mâinilor. Atunci s-a pus întrebarea: Cine are drept să pună mâinile? La aceasta ne răspunde Domnul Iisus Hristos, care zice: Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. În acest caz primează credința urmată de rezultatele ei vizibile. Dar să vedem în veacul apostolic cine își punea mâinile. Ucenicul Anania își pune mâinile peste Pavel ca să-și recapete vederea și să se umple de Duhul Sfânt. Învățătorii și prorocii din Antiohia, i-au investit în lucrare pe Barnaba și Saul prin punerea mâinilor. Cei șapte diaconi au fost investiți în lucrare prin punerea mâinilor de către apostoli. Lui Timotei, Pavel îi amintește despre punerea mâinilor de către dânsul personal, precum și de către ceata prezbiterilor, așa că punerea mâinilor nu era ceva singular, ci se repeta în cazuri deosebite în viață, în momente de trimitere specială în lucrare. De asemenea, apostolii aveau darul de a boteza credincioșii cu Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Dar lui Timotei, Pavel îi atrage atenția să nu-și pună mâinile în grabă peste oricine, pentru ca această lucrare să nu devină o formă goală și să fie investiți în lucrare oameni nevrednici. Citind scripturile, noi vedem că punerea mâinilor este o practică biblică, care ține atât de Vechiul cât și de Noul Testament, și care nu era de domeniul unor oameni special pregătiți, ci primul care își punea mâinile peste copiii lui trebuia să fie părintele lor. Și ce minunat ar fi dacă, în vremea noastră, părinții ar fi învățați să-și crească copiii în frica Domnului, și în momente deosebite ei să fie primii care să-și pună mâinile peste copiii lor cerând binecuvântarea lui Dumnezeu, asemenea patriarhilor biblici. Așa că în noul legământ nu mirungerea este semnul și momentul consacrării în lucrare, ci ungerea lăuntrică a Duhului Sfânt printr-o predare totală în slujba Domnului, după care să urmeze punerea mâinilor. Dar păgânii creștinați în condiții necreștine, tânjau după fastul templelor dărâmate și nu puteau accepta închinarea în duh și în adevăr. S-a simțit nevoia compensării acestei pierderi. Aceasta face ca să se facă niște compromisuri, numite în istoria creștinismului perioada îmbunătățirii cultului, perioada care a durat cel puțin 150-200 de ani. Dacă până aici creștinii nu aveau slujitori ai altarului și în locașurile de cult nu exista perdeaua, care despărțea credincioșii de oficianții cultului? De aici înainte se face și aceasta. Perdea din lăuntru, ruptă cu prilejul răstignirii Domnului, este repusă. Preoții, slujitori ai altarului, sunt îmbrăcați în haine deosebite de restul credincioșilor. Se introduce mirungerea în secolul al V-lea, aplicat mai întâi momentului încoronării împăraților. Teatralismul grec își spune cuvântul este introdusă liturgia. Tămâia și lumânările își reocupă locul. Biserica este împărțită în parte activă, preotul, și parte pasivă, restul credincioșilor. Bineînțeles că se cerea o justificare a acestor transformări. Dar cum? Noul Testament nu poruncește aceasta, de aceea s-a procedat la un artificiu. Apare apocrifa Pseudo-Dionisie are opagitul, care dă o motivație acestor schimbări, și anume: Casa de cult devine un simbol al Universului. Cele patru părți ale interiorului locașului de închinare simbolizează cele patru puncte cardinale. Interiorul Bisericii este Universul. Altarul este situat în partea de răsărit a Bisericii și reprezintă Raiul. Închinarea credincioșilor este orientată spre răsărit. Cu toate că prin prorocul Ezechiel, Dumnezeu condamnă aceasta. Și m-am dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni, cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Ezechiel 8,16 Cultul soarelui fiind foarte răspândit, Biblia combătând aceasta. Ori pe Daniel îl vedem închinându-se conform obiceiului evreiesc, cu fața spre templul din Ierusalim. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele Odăii erau deschise înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeului, cum o făcea și mai înainte. Daniel, capitolul 6, versetul 10. La creștini, ușile altarului se numesc ușile raiului sau ușile împărătești, care numai în săptămâna patimilor rămân deschise, credincioșii putând intra acolo, dar numai în această perioadă. Centrul bisericii este pământul, pe atunci considerându-se pământul pătrat. Dionisie, areopagitul, atrage atenția sau luarea aminte a celui ce a cunoscut mistagogia divină prin cuvintele Ia seama să nu dezvălui în mod sacrileg taina sfântă între toate tainele, adică ritualul din altar. Ficul are minte și cinstește misterul dumnezeiesc. Perdelele iconostasului sunt lăsate în anumite clipe ale liturgiei în secolul al IV-lea, iconostasul despărțindu-se de tot de Naos, Mircea Eliade. Și acum să revenim puțin la țara noastră România și la noi neoprotestantismul începe să se facă cunoscut. Preoția fiind de factură nou-testamentală este contestată. Aceasta face ca Biserica Ortodoxă să recurgă la niște artificii printr-o falsificare, traducând cuvântul grec presbiteros sau bătrân cu cel de preot. Aceasta numai în traducerea Bisericii Ortodoxe Române, pentru edificare luăm traducerea Cornilescu, care nu traduce cuvântul presbiteros, ci îl lasă în denumirea sa inițială, care apare și în traducerea engleză, King James Version, precum și traducerea catolică, The New American Bible. Acestea traduc cuvântul grec presbiteros sau bătrân prin cuvântul în limba engleză presbiteros of the church sau prin elders of church, adică bătrâni, dar nici de cum prin cuvântul priest sau preot, nota autorului. Dar, în cadrul îmbunătățirii cultului de după anul 313, participarea la slujbe este diferențiată. Cei nebotezați, catehumenii, nu pot lua parte la toate serviciile din biserică, și nu pot rămâne decât numai în pronaos, numai după botez, putând ocupa un loc în naos. Mircea Eliade. Domnul Isus Hristos a desfințat toate ceremoniile templului, reducându-le la două forme și anume, cina Domnului și botezul în apă. Dar în ce privește pe oficianți, Noul Testament nu mai face precizarea cine oficiază cina Domnului, Euharistia. Este o lucrare de factură publică bisericească sau este pornită din umbra tainică a altarului? În apărarea credinței catolice și a preotului oficiant, la conciliul din Trent, 1545-1563, Antoine Arnaud, pseudonim Petrus Aurelius, prezintă o carte a reformei catolice în care trage concluziile eclesiologice practice ale transsubstanțierii în polemica cu reformatorii creștini, emițând următoarea concluzie. Dacă preotul este cu adevărat acela căruia, prin iubirea sa, ce nu poate fi cuprinsă de mintea omenească și mântuitoare, îi dă preotului puterea asupra lui, a Domnului Isus, prin cuvântul hirotonirii, atunci nu există niciun om mai mare decât el, preotul, fiindcă el are puterea de a schimba elementele Eucharistiei, pâinea și vinul, în carnea și sângele Domnului Isus și deci ale lui Dumnezeu, astfel prelungindu-se capacitatea de a transmite asupra preotului, episcopului, această putere deosebită. El, preotul, episcopul, iese din sfera muritorilor de rând, fiind absolvit de toate păcatele, având atribute supranaturale, fiind ridicat deasupra îngerilor. Ce spune Sfântul Apostol Pavel celor din Corint legat de Cina Domnului? Paharul binecuvântat, pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. 1 Corinteni 10, 16 și 17 Din cele de mai sus nu putem cunoaște cine era oficiantul Pavel, apostolul, asociind întreaga biserică la această lucrare, Așa că nu se punea problema retragerii preotului în locul tainic al altarului pentru oficierea acestui act. Evrei și-au pus mare speranță în templul din Ierusalim, în altarul și oficianții altarului. Ei se lăudau cu acest templu, socotind că Dumnezeu locuiește acolo și vor fi feriți de orice rău, dar iată ce zice Dumnezeu prin prorocul Ieremia. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă și dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după Dumnezei străini spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Ieremia 7, 4-7 Timpul a trecut, poporul Israel a îndurat suferințe inimaginabile, și fiindcă nu și-au îndreptat în bine inimile și faptele, a venit ziua când din Ierusalim și Templu nu a mai rămas piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Aceasta a făcut ca poporul evreu să ajungă la convingerea că Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești, cu altare slujite de preoți în odăjdii pompoase ci Dumnezeu locuiește în inimi curate. În una din legendele iudaice se spune că înainte de a fi distrus templul în anul 70 după Hristos, se auzeau glasuri care nu erau de factură umană și care strigau să părăsim locul acesta. De aici înainte, relația dintre om și Dumnezeu ia o nouă dimensiune și de aceea, din ziua când a fost distrus templul, Dumnezeu nu mai are în lume decât patru coți, adică trupul omului estimat la această dimensiune. Moses Rosen, conform Minucius Felix, în Octavus 32, 1 la 3, conform Talmud Barachot. Și au trebuit să treacă secole ca evreii să se convingă că Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dacă evreii au ajuns la această convingere, Creștinii de astăzi văd lucrurile invers. Pentru ei nu omul sfințește locul, ci locul sfințește omul, adică locașul de cult, cu toate că Dumnezeu a blestemat pământul din cauza lui Adam, cel neascultător, dovedind că omul sfințește locul și nu invers. Bisericii din Efes, Domnul Iisus i aduce duce laude, urmarea faptului că ei urau faptele nicolaiților, fapte pe care le urăște și Domnul Isus. Cine au fost nicolaiții? În lista celor șapte diaconi apare un prozelit din Antiohia numit Nicolae. Numele Nicolae este un nume grecesc compus, Nica însemnând biruință sau biruitor, iar Laios înseamnă popor, Nicolaiții fiind biruitori ai poporului. Chiar la sfârșitul secolului I creștin, Apar conducători care încep prin a-și impune punctul lor de vedere și autoritatea asupra bisericii, dintre care îl găsim și pe Diotref. În Statele Unite există această tendință unor păstori de a fi conducătorii absoluți ai bisericii păstorite de ei. Își asociază la predică unul sau doi predicatori buni, restul bisericii rămânând în expectativă ca biserică ascultătoare, uitând că în bisericile viacului apostolic care au crescut atât de rapid, una din metode a fost că fiecare credincios în funcție de darul său lua parte la lucrările bisericii. 1 Corinteni 14 cu 26 și Faptele Apostolilor 15 cu 23. De aceea Pavel nu se adresează decât în cazuri speciale unor trimiși cu probleme deosebite, ca Timotei și Tit, sau lui Filimon cu o problemă aparte. Restul epistolelor adresându-se întregii biserici, fără a pomeni nume de lideri. Dar unii din păstorii de astăzi, dacă ar cunoaște Biblia și ceva psihologie, ar înțelege că prea multă învățătură dată de aceeași persoană duce la saturație, la respingere. Multe dintre biserici ajungând biserici de familie sau o asociere de câteva familii, dat fiindcă sătui de atâta predică dată de același om, există tendințe centrifuge în schimbarea mediului. În schimb, promovarea a cât mai mulți lucrători în biserică, în care fiecare se poate exprima în funcție de darul său, duce la creșterea ei. Împotriva lui Moise se ridică fiul lui Core și însuși sora lui, Maria. După ani de alimentație cu mană, o mâncare cu caracter deosebit, israeliții se satură de mana pe care o socotesc proastă și le vine pofta de praz, usturoi și oale cu carne. Totuși, preoții ca slujitori ai altarului nu au apărut deodată între creștini, ci după o perioadă foarte îndelungată. Dacă bisericile creștine ale veacului apostolic, după cum am amintit, nu aveau ierarhii bine conturate, după ce biserica creștină s-a aliat cu statul, s-a organizat pe linia administrativă a statului și a crescut numărul treptelor ierarhice astfel. Pe treapta cea mai înaltă a ierarhiei bisericești se află patriarhii. Mitropoliții conduc marile orașe, metropole. Episcopul era cel ce conducea adunarea de cult e administrator al bisericii și duce la îndeplinire actele de cult, înlocuind astfel demnitatea de presbiter. Diaconii și diaconițele îndeplinesc funcții administrative și ajutorare. Clerul inferior este format din ipodiaconi, subdiaconi, salți, cântăreți, exorciști, cei ce alungă spiritele rele, acoliții, însoțitorii episcopilor, horepiscopii, episcopii de la țară și groparii, dar fără o costumație specială încă. Neexistând școli speciale pentru preoți, se făcea ucenicie pe lângă un episcop. Preoții trăiau fie din danile credincioșilor, fie prin muncă proprie, după condiții oferite și posibilitate. Celibatul preoților nu era o condiție. Ioan Scărarul în Scara, cuprinsă în Filocalia 579-649, încă nu pomenește nimic despre preoți, ci doar despre bătrâni, prezbiteri. Adică în cuvântul către monahi are și un cuvânt pentru prezbiteri. Totuși lucrurile nu au rămas aici. Preoția ia avânt. Pe baza meritelor Sfântului Petru își arogă calitatea de a fi singurii mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Diaconii fiind intermediari între preoți și popor. Slujba preotului în altar este o taină, Teatralismul grec își spune cuvântul. Este introdusă liturgia în secolul al IV-lea, un aport deosebit avândul roman melodul. Sfinții specializați pe probleme omenești au căutare, în multe cazuri, goana după îmbogățire, nu odată lipsa de cunoaștere a scripturilor, face ca poporul să ajungă la o înțelegere greșită a lucrurilor, superstițiile înlocuind credința în Dumnezeu. Molimele, seceta sau ploile abundente prilejuiesc scoaterea unor moaște în procesiune spre potoli Urgia. La Sevilla, în 1810, în timpul unei epidemii de friguri galbene, se face un apel la un fragment din adevărata cruce, despre care se spunea că a stăvilit epidemia de ciumă din 1649. Și nu numai atât, ci se folosesc diferite ritualuri păgâne, fără ca preoții să ia poziția cuvenită împotriva lor. Astfel, în țările române și în alte părți ale lumii, oamenii se apărau de molime punând fete goale, câteodată băieți care să tragă o brazdă în jurul localității. Biserica catolică, pentru a apărea mai curată în fața credincioșilor ei, a impus celibatul preoților. Dar cu ocazia unei vizite canonice efectuate în Bavaria, în perioada concilului de la Trent, se constată că numai 3 până la 4% dintre preoți nu trăiau în concubinaj conform Carlo Borromeo. În Occident s-a pus problema spovedaniei, dat fiind că nu de puține ori spovedania era un pretext de întâlnire dintre unele femei și parohul bisericii. S-a stabilit ca femeile să nu vină la spovedanie cu părul cârlionțat și sulemenite, iar spovedania să se facă numai în timpul zilei. Fără o autorizație specială din partea episcopului, un preot sub vârsta de 30 de ani să nu aibă voie de a spovedi femei confesionalele fiind așezate la loc vizibil. Cu toate că Noul Testament nu face deosebire în ce privește credința, între bărbați și femei, unii clerici emit teoria că o femeie nu poate depune mărturie nefiind credibilă. De aceea, duhovnicul lui Carol Quintul, numit Glapen, refuză să ia în considerare mărturia Mariei Magdalena cu privire la învierea Domnului prin argumentul. Căci dintre toate făpturile, femeia este cea mai nestatornică și mai schimbătoare, de aceea nu ar putea aduce mărturie mulțumitoare împotriva dușmanilor credinței. Nu ne putem lega de moralitatea clericilor în bloc, care, chiar dacă sunt unii credincioși și sinceri pentru credința strămoșească, nu odată nu cunosc scripturile. Însă avem datoria sfântă de a denunța vina lor de a aduce oameni în rătăcire. De aceea, din cartea Viața mea de Toader I. Ștefan, spicuim un episod. Tatăl filozofului Vasile Conta, din păcate ateu, era preot în Ghindoani, județul neamț. Acesta are de suferit din partea călugărului Vacarovici, care pune mâna pe banii mănăstirii, urmarea decesului călugărului Ioasaf, aruncă haina călugărească pentru a face toate relele și fiindcă Grigore Conta a ținut cu țăranii nedreptățiți, în lipsa lui îi bagă porcii în casă, îi distruge grădina, dă drumul iazului, preotului Grigore Conta, ne rămânându-i altă soluție decât să plece din sat. Dar peste un an, Vacarovici este lovit de Dambla. În opoziție cu preotul Grigore Conta, preotul Pomoșanu ia bani de la G.C. Oană din Ghindoani pentru a-l face epitrop al bisericii. Dar acesta se mută la broșteni și în locul lui vine socrul lui, cu care era la cuțite și iată-l pe oană scos din slujba de epitrop. Una din dorințele părinților din țara românească, ca și din alte părți ale lumii, era de a-l vedea măcar pe unul dintre copiii lui preot, lucru pe care îl vedem în persoana povestitorului Ion Creangă, care, sortit altarului de părinții săi, s-a dovedit a nu avea aptitudinile cerute. Și acum iată ce spune un călător străin despre religiozitatea poporului român. Religia predominantă în țările române este cea ortodoxă. Locuitorii sunt legați de ritualurile și ceremoniile ei, dar preoții îi tiranizează tot atât cât și stăpânii lor laici. Și ei, românii, ar putea simți pentru religia lor aceeași dragoste cât și ortodoxii din Grecia sau Turcia dar religia administrată de un stăpân și nu de un egal sau un frate de suferință nu mai are caracterul blând și binefăcător care o face să fie îndrăgită de adepții ei. Conform Thomas Tronton, 1766-1818, care s-a documentat asupra principatelor române din scrierile austriacului Raicevici și a baronului Tot Salebery, magazin istoric numărul 283 din octombrie 1990. Un alt caz, ca și multe altele, a fost acela al prințului Charles Maurice de Toleno Perigor, 2 februarie 1754, mai 1838. Fiul unei familii aristocratice scăpătate, părinții lui nu s-au preocupat de dânsul, ci l-au dat unei dădace din provincie să se ocupe de copil. Din cauza unei căzături, Talleyrand își fracturează un picior rămânând infirm pentru toată viața. La vremea respectivă, copiii părinților cu stare aveau două posibilități de afirmare: armata sau mănăstirea. Nefiind apt pentru prima, Taleiron a fost îndrumat spre cea sacerdotală, devenind abate. Dar, la primul prilej, Taleiron aruncă haina monahală și intră în politică, lucru pentru care s-a dovedit mai potrivit. Ajunge prim-ministru, reușind să facă parte din toate guvernele existente la vremea sa știind să se debaraseze la timp de un stăpân pentru a intra în grația următorului. Destrăbălat și umblând cu intrigi, reușește să-și agonisească o avere considerabilă. Înaintea morții sale, nepoata sa, ducesa Dine, îl îndeamnă să se împace cu biserica pentru a primi dezlegarea de păcate din partea papei. Aceasta a dat prilejul diferitelor glume pe seama sa. Una din acestea zicea, Taleiron toată viața l-a înșelat pe Dumnezeu, iar în pragul morții l-a înșelat, deodată și cu multă dibecie, pe Satana. Dar un diplomat rus, care vedea altfel lucrurile, auzind de moartea sa, a zis: Când va apare Taleiron în iad, diavolul îi va spune: Prietene, ai depășit cu ceva instrucțiunile mele. E Dacă preoția vechiului legământ nu și-a făcut datoria vedem că nici cea pretinsă a reprezenta noul legământ nu și-a făcut datoria. Citind istoria, vedem că nu odată preoții au pus mâna pe arme. Deschizând lucrările conciliului al cincelea de la Lateran, Papa Inocențiu vorbește despre episcopii care se dau la plăcerile cărnii, lipsiți de învățătură spirituală, incapabil să proclame cuvântul lui Dumnezeu și să cârmuiască poporul. Preoții trăiau în concubinaj și nu odată deschideau cârciumi pentru a-și întreține familia. Dar aceasta nu numai în Occident. La 22 ianuarie 1941, în România a avut loc o rebeliune legionară. La această rebeliune au luat parte și 218 preoți, generalul Ion Antonescu fiind nevoit să dea un decret prin care toți preoții și călugării care au aruncat crucea și au pus mâna pe revolver să fie rași, tunși și judecați. Magazin istoric numărul 1 din ianuarie 1992, pagina 60. Acest lucru este confirmat și de ambasadorul Elveției la București în acea perioadă, 1933-1945, René de Vec, care în memoriile sale consemnează masacrul făcut de legionar la Jilava despre violarea mormântului lui Armand Călinescu, despre asasinarea lui Nicolae Iorga și Maggiaru, însă dimensiunea acestei sălbăticii primitive este revelată de faptul că în rândul șefilor legionari se găsesc preoți și seminariști, conform Romanian Times, numărul 26, din 16 martie 2001, preluat din România Literară, numărul 6 per 2001, articol semnat de Zigu Ornea, traducere de Viorel Grecu și Claudia Chinezu. Până în anul 1944 și după aceea, a fi credincios evanghelic era socotit ca un pericol social. A doua zi de Paști, în anul 1939, părinții mei au fost arestați pentru adunare neautorizată, duși la cernăuți din post în post pe o distanță de 80 de kilometri și judecați de tribunalul militar. De aici înainte, credincioșii fiind condamnați la pedepse de până la 25 de ani și confiscarea averii. Și tot a doua zi de Paști, în Comuna Ipotești, județul Suceava, unde am trăit, un om a fost ucis în mod bestial de câțiva oameni cu care era în conflict, lucru pentru care au luat câte trei ani de pușcărie de fiecare. Deci a fi pocăit era un mai mare delict decât a ucide un om, în vremea când ortodoxia dicta statului român. Din Noul Testament cunoaștem că preoții cei mai de seamă împreună cu ceilalți preoți și cu norodul influențat de ei, au forțat mâna lui Pilat, care a fost nevoit să-l răstignească pe Domnul Isus. Ori preoția actuală face același lucru împotriva Evangheliei Mântuirii. În anul 1996 am asistat la înmormântarea unui credincios penticostal din Pătinoasa, județul Suceava, la înmormântarea căruia parohul satului, împreună cu niște oameni beți, au deranjat serviciul de înmormântare și cu mare greutate a permis ca decedatul să fie înmormântat în cimitirul ortodox dat fiind că în satul respectiv, fiind credincioși puțini, primăria nu le-a acordat loc de înmormântare. În monitorul de Suceava din 7 iulie 1997 găsesc un articol semnificativ cu titlul Satul în care morții nu-și găsesc odihna, semnat de doamna Gabriela Hostiuc, din care putem cunoaște tertipurile folosite de parohul satului, pentru ca un decedat de credință creștin după Evanghelie să nu poată fi înmormântat. Din evenimentul local din 18 aprilie 1996, tot din Suceava se vorbește despre închiderea posturilor de radio evanghelice din Suceava și Cluj, acuzate de prozelitism nerușinat, la care Pimen, arhiepiscop al Sucevei și rădăuților, amenința cu devastarea sediului postului de radio Vocea Evangheliei din Suceava de către credincioși ortodoxi. Urmarea acestei acțiuni, aceste posturi de radio au fost închise timp de aproximativ patru luni. La Ruginoasa, în județul Iași, nouă credincioși baptiști au fost bătuți de numai puțin de 150 de credincioși ortodoxi în frunte cu preoți din două sate, la care șeful de post nu a schițat niciun gest de a opri scandalul, iar directoarea școlii îndemna la bătaie. În comuna Pantelimon, de lângă București, niște credincioși creștini baptiști au început construcția unei case de rugăciune, lucrare împiedicată o perioadă îndelungată de către parohul satului, care se baza pe forță. Această listă ar putea fi lungită, dar mă opresc aici. Dacă Biserica Ortodoxă obține dreptul de Biserică Națională, în mod sigur se va amesteca în treburile bisericilor neoprotestante pentru a le prigoni, așa cum au făcut până în anul 1944 urmărindu-i și făcându-le rău pocăiților și, în continuare, cu brațul armat al partidului, securitatea, intrând în slujba ei. În anul 1957, Constantin Gros, credincios penticostal, urmarea referatului dat de secretarul de partid și de preotul satului din satul Tișăut, Suceava, a fost scos din slujba de factor poștal și tot în acel an subsemnatul urmarea reclamației acelorași persoane, cu adresa numărul 5649 per 26 octombrie 1957, în virtutea articolului 20, litera E din Codul Muncii, articol mascat politic și fără drept de contestație, am fost și eu concediat, motiva de faptul că în loc să răspândesc lumina partidului, răspândeam obscurantismul, spune Aurelian Ștefan Chibici, autorul acestei cărți. Domnul Constantin Gros a scris cartea Călăuză și destin, acest credincios a trăit în timpul celor mai aprige prigoane îndreptate împotriva neoprotestanților, în care arată cum preoții le făceau permanente și cane credincioșilor. Toată ziua îi chemau la postul de jandarm și la primărie pentru a da socoteală de încredințarea lor, întrevederi care se soldau cu bătăi. Patriarhul de atunci al României cerând vagoane de lanțuri pentru sectanți. Dar să nu uităm, întotdeauna cel rău va prigoni pe cel bun, iar prigonirile sunt pentru cei ce vor să trăiască în Evlavie. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. Autorul susnotat, care a îndurat peste măsură de mult la timpul respectiv, în pericol de a fi condamnat la moarte pentru că nu a executat ordinul de a-i masacra pe evrei, este revoltat de atitudinea conciliantă a unor pastori din America, care, ignorând suferințele înaintașilor noștri care au suferit prigoniri și temnițe grele, confiscarea averilor și trimiterea în linia întâi a frontului, îi numesc pe preoți frații noștri și renunță la propovăduirea Evangheliei, considerând că amvonul biserici este singurul lor loc de slujire. Prin aceasta ei se lapădă de înaintașii lor care au suferit pentru că nu se însemnau cu semnul Sfintei Cruci și care aveau curajul să denunțe rătăcirile Ortodoxiei. Ori păstorii de astăzi, și în special cei din America, renunță la orice polemică în apărarea adevărului evanghelic, cu toate că în România preoții ortodoxi, din lupi răpitori și sectanți stricători de tradiție și spiritualitate românească, nu ne scot în scrierile și predicile lor. În acest context, păstorii care nu vor să-i supere pe cei de altă credință și nu vor să spună că Dumnezeu nu poate fi asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite cum este și iscusința omului și acest Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești sau le este teamă să spună că zeii făcuți de mâini omenești nu sunt Dumnezei, fapte 17, 24, 29 și 19, cu 26, nu mai calcă pe urmele lui Pavel și totodată, prin atitudinea lor, se fac vinovați de trimiterea în iad a unor oameni nevinovați, cărora nu li se spune că închinarea la icoane este condamnată de Biblie. Pomenile nu-i pot răscumpăra din iad pe cei care au făcut fapte rele pe pământ, iar preoția nu are bază nou-testamentală și nici nu are puterea de a lega și dezlega de păcate. În lucrarea pilde profetice, autorul Norbert Lead se leagă tocmai de acest aspect al relației dintre adevăr și minciună, în care îl descoperă pe satana ca pe un mare făcător de pace. Nu este important ce crezi, zice el, este important să crezi ceva. Dumnezeu, Buddha sau Confucius, Brahma sau Allah, Moise, Isus Hristos sau Mahomed sunt tot una – Ecumenismul este rezolvarea problemei polemicii dintre culte, rezolvând și problema evangelizării la care se poate renunța. Noi chemăm la Hristos, zic unii evangeliști comozi. Dar la care Hristos răspund cei de afară că noi îl avem adus pe meleagurile României de către Sfântul Apostol Andrei încă din primul secol creștin? Voi ne aduceți din America un Hristos pe dolari, ori noi, cei cu Evanghelia în mână, Trebuie să avem îndrăzneala de a le explica că ei îl cunosc în fel lumesc pe Hristos și nu așa cum ne-l prezintă Sfânta Scriptură. În concluzie, Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam, nu i-a impus și un mijlocitor, ci îi plăcea să comunice direct cu făptura sa în răcoarea dimineții. Apoi, după izgonirea lui Adam din Eden, religia devine casnică, bătrânul casei fiind și preotul ei. De aceea îl vedem pe Abel și Cain aducându-și fiecare jerfa sa, de asemenea Avram, Isaac și Iacov. Odată cu înmulțirea oamenilor ia ființă religia cetății, cu care prilej este instituită preoția ca slujitoare a altarului. În momentul izbăvirii din Egipt, Dumnezeu vrea ca întregul Israel să devină o preoție sfântă și un neam ales. Exod 9,6 La Sinai, Horeb, Poporul îngrozit de manifestarea puterii lui Dumnezeu cere mijlocire lui Moise, 20 cu 19, la care el descoperă că Dumnezeu va îndeplini dorința lor în trimiterea unui alt proroc, căruia îi se cuvine ascultare de plină, Deuteronom 18 cu 15. Deci, de la Sinai, preoția intră în lucrare, cu cele două mari atribute ale ei, a învăța pe popor legea Domnului și a aduce jertfe și mijlociri pentru popor dar preoții nu-și fac datoria. Ezechiel, capitolul 34. Atunci Dumnezeu hotărăște preluarea păstoririi în mod personal, Domnul Isus primind atributul de mare preot și mare păstor al oilor. Odată cu răstignirea Domnului Iisus Hristos, aceasta se concretizează prin ruperea perdelei din lăuntru, locul de slujire al marelui preot, încetând să mai fie o taină. De aici înainte, biserica creștină nu mai are slujitori care să oficieze lucrări tainice dincolo de perdea ca slujitori ai altarului. Intrarea în locul preasfânt fiind slobodă oricărui credincios. Evrei 6 cu 19 și 10 cu 20 Epistola adresată evreilor are tocmai acest scop. Comparația dintre preoția levitică imperfectă și superioritatea preoției lui Hristos. Preoții vechiului legământ nu trăiau veșnic, preoția trecând de la unul la altul. Domnul Iisus Hristos stă pururea la dreapta Tatălui, ca să mijlocească pentru cei păcătoși. Preoții trebuiau să aducă mai întâi jerfe de curățire pentru dânsii și apoi pentru popor, pentru că și ei păcătuiau. Domnul Iisus nu are nevoie de acest ritual, pentru că el a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea, în noul legământ, această instituție dispare. Nu-și mai are locul. Pentru că Domnul Isus a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6 Ați urmărit lectura capitolului Are preoția suport nou testamental? Din cartea creștinismul și scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, Cultul Maicii Domnului și al Sfinților, Cultul morților și al moaștelor, Cultul crucii, Românii și creștinismul, Preoția, Monahismul, Biserica și Mântuirea, Botezul și cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1 253 859 96 5